Bine v-am găsit la un nou episod din Witch It aici împreună cu pisica. Bună! Și astăzi avem o surpriză foarte mare pentru voi. Developerii de la Witch It ne-au băgat pe noi în joc. Și anume, după cum vedeți, pe mine m-a făcut un șobolan în joc. Și pe pisica a făcut o pisică. Dacă vă duceți la ea pe videoclip acolo să vedeți că e pisică. Dar mi se pare foarte tare și nu uitați să apăsați butonul de like dacă vă place Witch It și... Cred că episodul ăsta chiar merită toată susținerea voastră, pentru că asta era surpriza cea mare de care vă ziceam că developerii ne pregătesc. Hai să vă arăt și capul de pisică. Deci vedeți că aici zice Mask of Max Infinite și aici Mask of Pisica, deci așa arată pisica în joc. Ai văzut cum sunt urechișele de la șobolan, se mișcă așa. Dar și la pisică, și la pisică se bălângâne urechișele. Zici că sunt de jileu. Așa. În afară de chestia asta, vom avea și ceva pentru voi. Faza e că momentan nu știm exact, adică developerii nu ne-au zis cum putem să facem acest giveaway pentru voi, dar vom avea un giveaway, cred că luna asta, cu ăsta, Max and Pisica giveaway shirt. Vedeți aici? Da. Și o să aveți logo-ul Pisica pe spate și logo-ul meu pe față. Nu știm exact cum o să fie acest giveaway, așteptăm mesaj de la developer, deci cred că luna asta sau luna viitoare, dar asta va fi un tricou pe care îl vom da noi la giveaway pentru voi și îl veți avea în Witch It în joc, să vă puteți juca cu tricoul ăsta. De asemenea, uite, pisica mea o shirt, asta e, așa o să arate pisica în joc și o să scrie pisica mea pe spate, deci de acum încolo nu o să mai aveți cum să ne confundați în joc, practic, adică... O să fie foarte ușor pentru voi să vă dați seama care e Max și care e Pisica, pentru că astea sunt niște iteme exclusive pentru noi, deci ca să ne puteți recunoaște în joc. De asemenea, poți să spui și pălăriuță. Eu o să-mi las pălăriuța de Moș Crăciun pe șobolan, pentru că mi se pare că vine bine pe el. Da, se văd ciudat unele pălării de asta, de exemplu, am o pălărie Brown Peasant Hat care intră prin urechi, prin cap, așa intră. Dar bine, că clar nu era făcut jocul pentru capul de șobolan. Exact, nu a fost. Dar oricum le mulțumim din suflet developerilor. E prima dată când un developer face acest efort pentru noi și vine și zice: bă, n-ați vrea să fiți în joc? Că ați făcut o grămadă de episoade pentru jocul nostru, cum ar fi să apăreți voi în joc? Și zic, da, nu, normal, logic, vreau. Sunt foarte entuziasmat de chestia asta și da. Hai să găsim și noi un server, hai să mergem pe server list și să vedem care e trebușoara. Avem și noi un modification acolo de EU15, dacă te duci acolo pe players. L-am găsit, da. Hai să intrăm pe el. Hai să intrăm pe modification și să vedem. Doamne, ce frumos, sunt așa de fericită că cineva a făcut ceva pentru mine. Bă, să știi. Adică e prima dată când un developer face acest lucru și sincer chiar le mulțumim pentru chestia asta. Bun, și am început. Eu sunt din prima grăsuț. Tu ce? Bizici, Max. Tu ești, te-a dat Witch, a? Da, frânjitoare. Eu mi-am luat abilitatea aia de mă dau cu fundul de pământ, ca să pot să te prind. Nu, eu am gata, nu mai discut. Vin exact lângă tine și direct cu fundul de pământ mă dau. Ba da, cum să nu discuți, fii atent. Nu mai, gata. O, ne-a blocat ușa, o vrăjitoare. Ma. Bă, ne-am văzut că se poartă acum, e la modă. Mamă, ce ne-a făcut, nici măcar nu pot să ies din bază. Care ești, mă? Ai în spate. Bă, nu pot să mișc camera, ești nebun. Deci nu puteam, nu puteam să mă mișc. Ai reușit să ieși? Am reușit în sfârșit să ies. Ok, că mă duceam la aia și ziceam, bă, gata cu pluma. A, ia, uite, iarăși mă dă cu vraja aia. Hai că te-am prins, gata. Priză. Priză, gata. Ia uite, mă. Deci când îți dă vraja aia, îți schimbă controlul să fie invers. Gen, ce era spate, acum e față și nu poți să te miști, frate. Deci pur și simplu nu poți să te miști. Știu. A, uite, vrăjitoare. The fuck? Lol. Bă, iarăși nu pot să mă mișc. Păi da, cu mirositoare de-aia, miroase urât. Lol, l-am prins și pe ăsta. Bă, dar ce enervant sunt că vin cu vraja aia și nu te lasă să ieși din bază. Oricum am prins 2 până acum. Deci am prins 2. Mamă. Ia că o pun. Ia. Care ești, mă? Săracu. Care ești, mă, că te aud? Dacă îmi verific... Oh! Uite-l pe la sărac. A reușit mult. Oh, am căzut pe... Bă, eu vă aud, să știi. Oalei, ce s-a cutremurat lumea aia. De care? De ciorbă? Ia, uite-l pe ăsta. Aba, nu e o găină. Adevărat, dacă te puteai transforma în găină, cât de șmecher ar fi fost. Adică, nu știu, mă gândesc că ar fi fost super genial. Să facă un mod numai cu animale.
e o fermă. Mam, da, adevărat, de ce nu? Uite, o idee foarte bună. Cum să le dai ăsta ideea? O să vorbesc cu ei să le zic. Bă, ce părere aveți de o fermă? Pleacă, bă! Am vrut să bage sarmale în joc, dar ci că erau prea mici. E bune? Da, era... Așa au căutat să vadă cum arată și... Erau prea... Oh, cineva aici. Uite-l! Vine pisica! Ia că e o masă. Gata, oho, ce faci, mă, Florentin, mă? Tu ești profesionist. Deja am găsit trei am prins. What? Ce-a fost asta? Ce-a fost asta? Bă, m-a teleportat prin perete, ce-i asta? Max, ești bine? Bă, ce s-a întâmplat? Stai, ce? Bă, ce-i asta, mă? Bă, deci ați văzut pe video? Acum ești bine, Max? Da, dar gen a făcut un... Și m-a scos prin perete. Te l-a luat. Ce-i asta, mă? Eu nu știu de chestia asta. Pentru un jeleu. Da, mă, deci ce-i asta? Pe bune zic. Mulțumesc, Antonio. A zis că un pic din patele. Băi, o abilitate nouă sau ceva? Eu nu știam de chestia asta, pe bune zic. Te ia ca printr-un jeleu, joc. Da, mă, așa s-a auzit. Și m-a scos... What? Ia uite, mă, suntem. Aaa, ce drăguț. Ce drăguț. Îmi place că acum o să puteți să ne recunoașteți în joc, știi? Pentru că până acum era destul de greu să ne recunoașteți când ne vedeați pe server și tot timpul ne întreba lumea dacă suntem pe bune sau nu. De multe ori ziceam da și oricum nu ne credeți. Dar acum va fi mai... Hăinuțele astea nu sunt de cumpărat. Da, acum o să fie foarte ușor să ne recunoașteți. Bun. Pup. Max. Max m-a omorât pe mine. Bă, unde sunteți, mă? Mai sunt trei. Toacă. Hai să vedem lumânările. Ce dezbrăcat e tipul ăsta. Ce să vedem lumânările, da? Lumânările. Mai sunt niște lumânări pe aici. Hai să văd obiectele astea de sus. What the f- Bă, da, în maze acolo v-ați dus? În labirint? Nu. Adică eu una n-am fost, dar văd că e cineva. Că mă gândesc că e posibil să fie în labirint. Ia să mă arunc aici. Mamă, frate, ce au sărit toate obiectele. Bă, dar nu știu unde sunt ăștia, pe bune, dacă nu. Deci au mai rămas 3 și nu știu unde sunt, dar oricum am prins... Câți am prins? Cred că am prins vreo 4. Hai să vedem, s-ar putea să-mi zic... Oh, uite, mă, era un boschet, mă, afară. Era un boschet. Bune. Ia uite, damage cel mai mare, eu, check props, eu. Ok, bă, destul de mulțumit cum a mers unda asta. Oh my god, oh my god. 82 de puncte. Bă, chiar bine, ce? Nu știu ce mi-a dat. Ce ți-a dat? Mi-a dat păr pentru grăsuț. Dar da. Știi tu, știi cum se mai tund unele fete Bob? Da. Dar nu chiar Bob ăsta, știi? Ceva de genul. Ar fi un afro, deci un afro să-ți dea la grăsuț. De ce? Nu cred că e în joc afro, dar ar fi interesant cu adevărat. Așa adică... am vorbit și de grăsuții dezbrăcați și ai văzut că sunt... Adevărat, da, uite, vezi, ei bagă foarte multe iteme în joc, nici nu ne zice nimeni, zice, bă, am băgat itemele respective în joc. Nu ai de unde să știi cine e ce, dar... Uaaa! Aici e o vrăjitoare. Tu ce ești? Ești tot vrăjitoare? Da, păi aș vrea să fiu și eu ceva ca lumea. Shit. Ce vrei și tu să fii? Aș vrea să fiu și eu grăsuț. Păi o să fii dacă te prinde. Da, vezi, o să vă prindă ăștia aici. E, nu e bine deloc unde m-am pus. Vreau să nu mă vadă aici, dar probabil că o să mă vadă destul de ușor. Mă gândesc dacă să mă duc pe casă, dar... Oh, nu veni aici. Nu m-ai văzut, Ești orb! Așa, te orbește lumina! Nu știu, a ieșit unul de aici, dar restul nu... Ok, ăsta nu m-a văzut aparent. Suntem în regulă. Nu crede că suntem noi. Nici nu trebuie. Te-ai ascuns bine? Nu, sunt la vedere. Da. Dar a trecut în grăsuț. Bă, dar ce iconiță ți-a dat ție cu pălărie? Da, bine, am făcut level-ul ăsta. Mama, are level 35, cât te-ai jucat? Eu am doar, stai, cât am eu level? 23. Bine, dar eu nu joc off-camera pentru că nu prea am timp. Adică la început mă jucam off-camera foarte mult, dar acum, din păcate, nu prea mai am foarte mult timp pentru asta, dar... Da. Aș vrea să mă mai joc. Dar oricum nu uitați să apăsați butonul de like dacă vă place seria asta și mai vreți episoade cu Witchit. Eu cred că developerii ăștia merită toată susținerea noastră. Adică, bă, ne-au băgat în joc. Pa!
Mi-au băgat în joc. Primii developeri care ne zic chestia asta, gen, dacă să fim în joc. Și mi se pare genial. Băi, eu m-am așezat, adică dacă ai venit aici, m-ai vedea cu siguranță, dar au trecut doi grăsuți pe lângă mine și nu m-a văzut nimeni. Cumva. Habar n-am cum s-a întâmplat chestia asta și de ce nu m-au zărit, dar aparent stau destul de bine ascuns. Acum, dar eu nici că mă mișc de aici, îți dai seama. Deci eu aici stau încă două minute, nici măcar nu mă mișc. Opa. Oh, shit, oh, shit. Al treilea grăsus care trece pe lângă mine și nu mă vede. Las că-i bine, las că-i bine, nu mă deranjează. Aoleo. Du-te cu găina ta de aici, pleacă. Bă, dacă mă uit un pic mai așa, mai într-o parte, pot vedea prin pereți din cauza camerei. Știu, dar asta a fost o problemă veche. Da, e mișto că gen, pot, am un oarecare... Să vezi dacă vin grăsuții. Da, pot să mă uit. E mișto chestia asta, adică... Te ajută într-o oarecare măsură, nu știu cam cât de mult, depinde în ce poziție te-ai așezat, știi, dar na. Panini Bandini, ce nume are ăla? Priza s-a deconectat. O, doamne. Cum să se deconecteze, mă, priza? Dar n-are, mă, cum să se deconecteze priza. Priza tot timpul e conectată, înțelegi? Pentru că de acolo ții curent. N-ai cum să ai priză de... Depinde acum dacă se poate deconecta și priza, dacă nu ești atent, dar... De obicei nu. Bă, mai sunt 50 secunde. Până acum văd că nu ne-au găsit. Dar mai sunt doi grăsuți. Doi dintre grăsuți am impresia că au ieșit. Uite, priza s-a conectat la loc. În sfârșit, aleluia! Cine face unul fără priză? Bă, da, explică-mi și mie de ce pe aia a băgat la spectators, având în vedere că suntem pe modification, unde... S-ar fi deconectat grăsuții. Cred că s-au deconectat grăsuții și au intrat la loc, dar asta nu te dă vrăjitoare. Asta nu te va da vrăjitoare automat. Oh, uite-te la priză, ce poză frumoasă are. Stai că nu-l văd unde... O floricică. Ah, lol. Bă, dar nu știu, la unora le pică niște chestii atât de mișto și nu contează de level, știi, contează de norocul pe care îl ai. Da, știu asta. Și poate să spice niște chestii super tare. Ia uite grăsuții acolo jos. Gata, ce a fost asta, frate? Bă, prea ușor a fost, vreau să zic, adică mi s-a părut foarte... Ia uite, tu te-ai făcut un prop de la mare, cică. Average prop size, 2,05. Cred că ghiveciul ăla. Ghiveș ai fost? Și ai fost așa de mare? Păi nu, am fost prima dată un lemn și apoi ghiveci și apoi felinar. Drop a spor toxic. Hai să fac asta la vrăjitoare de data asta. Voi da aia cu toxic spor, să vedem dacă mă dă vrăjitoare. Eu vreau grăsuță, frate. Tu vrei ca să vezi skin-ul ăla? Bine, zi mersi că l-ai văzut la început, că na. La vrăjitoare nu ne-a băgat nimic, știi, doar la grăsuț ne-a dat skin, dar bă, eu sunt foarte fericit, sincer să fiu, adică, da. A, vrăjitoare. Am zis că-ți fac, era să mă bucur. A, bă, bucură-te că ești vrăjitoare, adică alții se bucură că sunt vrăjitoare și astea. Da, dar na. Îmi place să fiu și grăsuță. Hai că m-am așezat. Hai că m-am așezat. Bă, nu veni mai aici, că mă dai de gol. Ia uite-l pe ăsta, ce mă enervează când mă ascund atât de bine și vine altul lângă mine. Și poate să mă dea de gol. Bine, s-a așezat și el bine acum, e ok. Nu veni încoace, te rog, nu te uita spre noi, nu da cu cartofii în noi, te rog. Harta asta, pe harta asta niciodată nu câștig. Adică... O chestie cu o pană în ea, știi? Pe harta asta, da, nu știu. Am văzut, dar nu cred că am șanse să câștig. Mi-am băgat aia cu vraja, știi? Mhm. Dacă vine, o să încerc să dau vraja repede. Dați cu găini, mă, băieți, mă. Aveți găini voi. Nu-i de bine. Nu-i de bine, nu-i frumos. Că ies de aici. E foarte urât chiar. Plecați-mă de aici. Plecați-mă de aici, n-auziți? O, doamne, stai puțin. Aaa, l-a văzut pe lumânărică. L-a văzut și el fugărește. Rip, lumânărică. Gata. Aaa, bă, dar ce trebuie să vină, mă, găina asta exact la mine?
Nu, nu te uita în coace, gras. Gras. Nu, nu! Nu, 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 nu. Lol, cum a arătat grăsuțul. E mult mai bine decât tablou. Deci nu vine să cred că a trecut pe lângă mine și m-a arătat. Cum? A dat în toate obiectele și gen doar pe mine m-a arătat. Bine, data viitoare nu mă va mai arata, clar. 2 minute. Aici cel mai mult poți să te gândești cât de mult o să reziști. Că de supraviețui... Păi, harta asta e foarte grea, adică... Da, știu. Asta e și aia cu butoaiele, adică... Eu... Nu, ce să mai zic. Șanse nu sunt prea mari, dar... Bă, cât rezist, atât rezist, n-am ce să fac. Pe tine te-a prins? Nu. Bă, dar sunt... E plin de grăsuri. Nu, nu te uita încoace, nu te uita încoace. Nu te uita grăsuți încoace. Nu te uita încoace, grăsuți. Nu, 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 nu. Nu, 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 nu. Nu cumva să te uiți în sus. Nu te uita, nu te uita. Tași că e bine. Ia să văd eu. Ia să văd eu că sunt grăsuță. Nu ești grăsuță. Sunt grăsuță, ia să mă uit. Nu ești grăsuță. Aha, gata, te-am văzut, acum vin. Unde m-ai văzut? Eu te văd, pisica și eu uici. Ce vorbești acolo? Tu crezi că mă păcălești? Ba nu, e stricat. Ba. Nu e stricat, e chiar witch. A fost o vrăjitoare lângă mine și a plecat. A, eu eram. Nu erai, mă, tu. Hai, mă, dar nu poți să te păcălești. Mai cum, că te văd la witch acolo. Păi da, dar ai zis tu, a fost o vrăjitoare lângă mine și nu mai e. Da, dar știu că... a fost o vrăjitoare ascunsă pe tine. Na. Adică tu mă înșeli. Nu, 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 nu. Bă, eu încă mai stau ascuns și încă nu m-a găsit, adică, ce pot să zic? Și eu stau ascunsă, pentru că se axează mai mult pe zona cu cărțile. Cu ce? Se axează mai mult pe zona cu cărțile, știi? Da, culme. Cred că acolo sunt toți. Bine, asta e în general greșeala tuturor grăsuților. Se axează foarte mult pe că zona. Că nu te-ai ascuns la zona cu cărți, nu? Oh, lol, e unul dezbrăcat, are skin-ul dezbrăcat, lol. Da, știu. Bă, culmea, câștig pe harta asta? Cum să-ți vină în gând să faci așa ceva grăsuț? Poate câștig. Nu. Tași că câștig harta, e nebunit? Nu cred așa ceva. Un HP în fața mea, grăsuț! Lol, am câștigat pe harta asta, deci eu nu cred așa ceva. Deci am câștigat pe harta asta pe care nu poți să câștigi de obicei. Da. Hai că ne-am descurcat destul de bine. Oricum, ăsta a fost episodul nostru de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și mai vreți episoade cu Witchit, nu uitați să apăsați butonul de like, mai ales pentru acest episod special. Și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!